că eu am sănătos, le faci pe toate, dacă nu-i vreau, părinte. Persoanele nevoiașe din comuna Andrieșeni, județul Iași, au primit alimente, pâine și fructe din partea mănăstirii Hadâmbu. Acțiunea filantropică a avut loc în cadrul campaniei Daruri în cinstea pruncului Iisus, organizată la inițiativa părintelui stareț Nicodim Gheorghiță. A venit și aici Crăciunul să ne mângâie surghiunul. Peste 20 de familii din comuna Andrieșeni, județul Iași, au fost vizitate astăzi, 7 decembrie 2023, în cadrul campaniei Daruri în cinstea pruncului Iisus a mănăstirii Hadâmbu. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul așezării monahale din Dealul Mare, alături de protosinghelul Iorest Goraș, secretarul mănăstirii, au ajuns la oamenii cu o situație materială precară. Pe o vreme rece, în miezul zilei, delegația cuvioșilor părinți alături de voluntari au pornit din casă în casă pentru a aduce bucurie celor năpăstuiți. Pe la geamuri se puteau vedea chipurile curioase ale copiilor adăpostiți în odăile călduroase de frigul de afară. Cu toții s-au bucurat pentru că multă vreme de acum înainte nu vor mai duce grija că nu au ce pune pe masă. Câteva tone de alimente au fost împărțite în cadrul campaniei derulată de mai mulți ani în comuna Andrieșeni. Părintele stareț Nicodim Gheorghiță a intrat în locuințele modeste ale oamenilor și a stat de vorbă cu aceștia pentru a afla problemele cu care se confruntă. Bucuria locuitorilor vizitați de părintele stareț nu poate fi descrisă în cuvinte, astfel că în cele ce urmează lăsăm imaginile să grăiască de la sine. Cred că erați singuri care erau. Da. Cați cu lemnele, cu căldura. Noi că am făcut focul la plită. Da, aveți lemne? Am lemne, da. E bună! Nu aveți pe nimeni? Am fost singuri, foarte, dar ce-și are să fie. Părinte, stai în acasă, părinte! Ajutorul ăsta mi-a dat de ani de cap de la primărie, da. Și mă, că nu aș de gânzânele de ei bani. Mi-a dat atâta trecutul numai jumate. Dar nu aveți căldură în casă? Ba da, fac foc. A, aici e o cameră mai re... Da, eu stau în camera și în lantă, acolo fac foc, părinte. Cum să nu mă ajut? Mă ajut, dar și sănătate, că mă descurc. Dacă eu am sănătos, le faci pe toate, dacă nu-i greu, părinte. Mi-a dat în cap, am infecția asta. De ce nu v-a deșit la spital? Mi-e frică, părinte, mi-e frică. Că eu am operație. Dar nu vă face nimic, acolo vă face bine la spital. Da, dar acum am început eu niște antibiotici. Spitalul îți prea multe probleme și da. Acolo. Da. Acolo nu sunt liniște ca acasă, acolo e zbușuș. Ați găsit deranj la mine. Dar vecinii nu vă ajută? Vecinii nu vă ajută cu nimic, așa? Nu, că am mai stat lângă mine, i-am dat grădina, că n-ar trebui să mai spun. Și n-au vrut să-mi deie să-mi tragă apă. Părinte, spre la casă. Mă aștept cu data trecută din banii, dar numai jumătate de la primărie. S-a operat ăsta, șorul ăsta. Aici s-a operat, bolnav. Frumos, când te cheamă pe tine? Greu. Câți membri ai familiei sunteți? 6. Bine, tu lucrați la copii, până, dar vin altceva la dat. Rămână și Dumnezeu să vă dea sănătate. Dumnezeu să vă dea mult sănătate. Să rămână. Portocale. Îi dai și la frățiorii tăi, da? Ai noche bune? Nu chiar? Dar ce faci, nu vezi? Natalia Paraschieva, zi? Bravo, Natalia, dar atât de blondus. Hai, ia. Nu mă dat rost. Mă dat rost, știți, mă, pe cică. Deci, am ajutat. Ai văzut, am ajutat. Ei de la acolo, da? Copil și mititic, dar mai desgust, toți în. Mai lucrați? Nu, mă, cu cap. Lucrați pământul? A, aici, da, nu știu. Mă lucrez și se fac, sunt copiii mei, din Mitel. Soția dumneavoastră trăiește? Nu, trăiește, dar în altă țară, m-am lăsat din 2005.
fii mai tare. Ați avut grijă de copiii dumneavoastră? Da, eu. Uite, eu am avut grijă. Vă spun, am avut grijă. Dacă eram și eu ca ei, o să spun, na, vin de vaca, vin de cal, vin de și ies o tu treaba ei. Merg și boada proste, ajutați copiii mei. Și eu îi ajut cât pot. Am vă câțiva bani, am lucrat la Nicolina. Și să fac? Dar te zic, acum dați copiii mei. Bună seara, gazda aleasă, ne primește, ne primește nata acasă. Că noi vrem, că noi vrem ca să ședem, numai să vă, numai să vă colindăm. Eu trăiesc numai din alocația copiilor de stat, atât 500 de lei. Nu vor să-mi facă nici alocația și de susținere, tot îmi spune că să fac partajul la casa unde am stat, cu fostul soț. Bechi călduț. Mă descurc și eu așa, cum putem. Noi am plecat de acasă, că el consuma mult alcool, panaram, scandal și... am decis să plec. Vese cază întâlnit. Am suferit, că am avut nouă copii cu... Sunteți trei frați, a spus? Da. Nicu. Și vă descurcați singuri așa? Da, singur, cum puteam special. Și dumneavoastră vă îngrijeți? Da. Mai aveți un frate? Da. Sărbători frumoase să aveți, da. Și să vă dea Dumnezeu răbdare în suferință. Da, v-ați povedit? Sunteți povedit? Nu. Nu vine părinții acasă? În altcine să vă spovedeți? Da, dacă tu mai să vă întreb și eu. Nu ai nici sărbători măcar. Da, o să vin, o să avem o vedere. E bine că aveți căldurică. Da. Binișor. Ne descurcăm mai greu, că nu mai au copii alocați, nu avem bani, e greu. Aștept ăsta pensia de urmașa lor, am alocațiile, am bursa băietului. Campania Daruri în cinstea pruncului Iisus este derulată în fiecare an în preajma Crăciunului prin aportul Mănăstirii Hadâmbu și al fiilor duhovnicești ai părintelui stareț Nicodim. Mulțumesc bunului Dumnezeu că m-a ajutat să revin din nou în această comună. Cum am găsit pe cei nevoiași necăjiți, cam în aceeași stare, să spunem așa, în afară de, am văzut multă suferință, multe necazuri și sărăcii crunte, să spun așa, oriunde am intrat, multă suferință iarăși mă întorc și sărăcii. Altă stare nu pot să spun că am găsit și mulțumesc bunului Dumnezeu că din puținul care îmi trimite milostivul Dumnezeu prin ai mei fii duhovnicești, câțiva din ei, de altfel. Iată că reușesc an de an să revin în această comună și în alte părți și locuri în cinstea pruncușorului Iisus Hristos, să aducem o mică, să spun, puțină bucurie, că cât putem și noi să-i bucurăm, să aibă niște sărbători mai frumoase, măcar sărbători, să spun, că în rest Dumnezeu știe pe toți sărmane cum trăiesc, din ce trăiesc, mai bine spun. Am oferit ceva ce trebuie numai de sărbători, păină de porumb, păină de grâu, paste făinoase, pâine, ulei, orez, zahăr, portocale, ce am reușit și noi să luăm în timp scurt pentru toți, pentru peste 20 de familii care sunt. Îi alegem prin domnul profesor, an de an, și ne ducem acolo unde este mai multă nevoie. Ar trebui mult mai mult, dar după putere facem și noi. Ne aflăm la o familie unde copilașii de altfel aveau o dorință, o mare dorință să aibă o băcuță cu lapte, să aibă din ce trăi. Și am revenit să vedem dacă o mai au și sunt foarte bucuros că este bine hrănită și bucuria mea este că copiii au și hrană, să spun lapte, lactate. Și mulțumesc lui Dumnezeu că bine, acum este lor mai de mult și mai de bine, dar sunt bucuros deocamdată când au înstrăinat băcuța și au luat pentru copilaș. Vă închipuiți cât pomană poți să faci cu niște oameni necăjiți dacă nu stai așa nepăsător, să stăm nepăsători. În primul rând, la mănăstire, puținul care le trimite Dumnezeu, în afară că dorim hrană la peste 1000 credincioși în fiecare duminică sărbători, de acolo, să spun așa, din alimente, din ceea ce putem noi și mai avem, să știți că avem fii duhovnicești, tineri care lucrează în afară, din satul meu natal, Vicovul de Sus. Sunt două familii care aș spune acum cu mare bucurie,
familia Mătrescu, Bogdan Nelu și Mătrescu Georgica, care și acum au venit cu ajutoare în bani să pot lua alimente unde merg pe teren la toți cei săraci. Și apoi domnul inginer Postuna, care n-am cuvinte să-i mulțumesc și nu știu cum aș putea să-i mulțumesc la acest om cu suflet nobil, cât poate să mă ajute, deși în comuna dumnealui, chiar dacă nu mai este primar, face ceea ce făcea în trecut. Umblă prin sat, pe la văduvi, pe la necăjiți și îmi aduce și mie, știind că noi avem această campanie în cinstea pruncușorului Iisus Hristos, numai în România și chiar în Basarabia. Și o doamnă care mai nouă, doamna Evelina, care mi-a dat și fructe și alimente, cu mare bucurie să aducem la necăjiți. Și mulțumesc pe această cale. Prin implicarea tânărului Ilie Urmă, consilier în cadrul Consiliului Local al Primăriei Andrișeni, s-au selectat casele în care locuiesc mulți copii, oameni care din cauza sănătății nu reușesc să obțină venituri, bătrâni, bolnavi sau văduvi. Activitatea de astăzi are un rol foarte important în comuna noastră. După cum ați observat, am mers la mai multe familii în această comună. Am mers chiar prin toate satele, Glăvănești, Andrișeni, Buhăieni, Spineni, Fântânele, Iepureni. Am observat oameni care sunt în suferință, oameni care au mare nevoie de aceste alimente pentru sărbătoarea Sfântului Nicolae, care tocmai a fost ieri, dar și pentru viața de zi cu zi. Sigur, Părintele Stareț, ca în fiecare an, ne face o mare bucurie prin prezența sa aici la noi în comună, dar și prin purtarea de grijă și rugăciunile pe care le face la Sfânta Mănăstire Adâmbu. Asemenea, ne-a ajutat în decursul anilor, de când ne cunoaștem, cred că de vreo 5 ani de zile. În fiecare an a avut grijă și s-a îngrijit de persoanele cu nevoi din comuna noastră, familiile și cazurile sociale. Inclusiv anul acesta a avut un aport special, pentru că și la biserica cu hramul Sfântul Ierar Nicolae din satul Andrișeni a dat un dar care să ne ajute să continuăm lucrările și cu siguranță părintele ne-a promis că o să ne mai sprijine. Mulțumim din suflet Părintele Stareț Nicodim Gheorghiță de la Sfânta Mănăstire Hadâmbu și ne bucurăm ca de fiecare dată de zâmbetele celor aflați în suferință, de zâmbetele oamenilor aflați în nevoi și sigur nu putem mulțumi îndeajuns, dar cu ajutorul Maicii Domnului vom mai merge în continuare și vom sprijini familiile. Ca în fiecare an am avut alături de noi și voluntari de aici din comună și vreau să mulțumesc tinerilor care au participat astăzi la activitate și ne-au ajutat. Aici avem pe Marian Scriminț, Marciuc Laurențiu și Barbu Andrei, care s-au implicat și ne-au ajutat pentru a se desfășura mai ușor această donație. Filantropia pe care Mănăstirea Hadâmbu o desfășoară de mai bine de 34 de ani reprezintă un exemplu demn de urmat. Părinții Așezării Monahale din Dealul Mare, împreună cu oamenii cu suflet mare, ce doresc să fie alături de cei sărmani, rânduiesc astfel de fapte bune spre slava lui Dumnezeu. Prin intermediul campaniei, mănăstirea dorește să-i sensibilizeze și să-i determine pe toți românii buni, harnici și darnici să înmulțească faptele de milostenie. În același timp, prin acțiunile campaniei, credincioșii sunt îndemnați să meargă personal în mijlocul familiilor greu încercate pentru a le oferi un dar și pentru a încerca să-i încurajeze. Campania Daruri în cinstea pruncului Iisus are ca beneficiar oameni din câteva sate ale Moldovei și din Basarabia. Albastre stele, peste lacrimile mele, Dumnezeu de sus în inim ne-a pus, numai la